Drifturile din parcarea din spatele primăriei municipiului Zalău au devenit o modă indiferent de anotimp. La fiecare zăpadă, șoferii vin seară de seară pentru a-și arăta mușchii și priceperea în mânuirea volanului. Pentru unii, zăpada reprezintă o adevărată problemă, pentru alții este ocazie numai bună să-și demonstreze talentele la volan. Tinerii șoferi profită de faptul că seara parcarea e liberă și pot să se învârtă în cercuri pe zăpada proaspăt așternută. Zăpada se pare că e pe placul șoferilor teribiliști, însă nu și a celor care au întâmpinat probleme mari în trafic. Parcarea din spatele primăriei a devenit un adevărat patinoar pentru mașini. Dacă nu mai sună, nu mai vibrează, nu se mai aude, nu mai are semnal, dacă până pornește inventezi cuvinte noi, sau dacă doar nu-ți mai place fața lui, înainte să, nu știi ce, eu dau cu el de pământ, ai pe la noi. Dar nu lângă troițe, pentru că ne-am mutat vis-a-vis de check. GSM Land, servici și telefoane noi sau second hand. GSM Land, acum în noua locație vis-a-vis de check, lângă magazinul Helen. GSM Land, doctor specialist în telefoane mobile.